În urma perchezițiilor la domiciliul Vâlceanului, precum și în magazinul situat în perimetrul locației percheziționate, a fost descoperită o cantitate de 630 de kg de articole pirotehnice din categoriile P1, F1, F2 și F3, fiind interzise la deținere și comercializare. Valoarea acestora se estimează la aproximativ 30.000 de lei. Întreaga cantitate de materiale pirotehnice a fost ridicată în vederea confiscării. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal. Conform legii, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă orice operațiune cu articole pirotehnice efectuate fără drept. Aceeași pedeapsă este prevăzută pentru comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani, dar și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.